Ce ți-a plăcut aseară, așa în două vorbe, la Dinamo, pe lângă victorie? Mi-a plăcut faptul că Ovidiu Burcă, fără să renunțe la principiile sale de joc, a antrenat mai mult în jocul în ultimii 30 de metri. Dinamo a avut posesie, dar nu un procent atât de mare cum a avut în jocurile anterioare, doar 55%. Dinamo a verticalizat mai mult. Acuratețea paselor însă a rămas aceeași, foarte ridicată, 80%. Mi-a plăcut atitudinea băieților. Nici o secundă nu am avut emoții că Dinamo nu va câștiga, pentru că în momentul în care îți dorești, în momentul în care stai tot timpul cu fața la joc, în momentul în care ai atitudine, în momentul în care pui presiune, este imposibil, teoretic cel puțin, să nu se întâmple și un gol. Chiar așa cum s-a întâmplat cel de aseară, după o pătrundere foarte... Le spuneam la prieteni aseară că sigur Dinamo va marca în prelungire. Așa simțeam la cum merge jocul și pentru că Dinamo nu a renunțat nicio secundă. Sigur că o să câștige în prelungire. Exact asta spuneam și eu. Horia, îți dai seama care va fi cel mai probabil dezvoltământ al unui meci, doar privind ce se întâmplă. Dinamo n-a renunțat la ideea de a câștiga 3 puncte, nicio secundă. În a doua repriză le-a și ieșit foarte bine jocul. Tribunele contează enorm la echipele acestea mari și foarte mari. Ați văzut foarte bine câtă energie le dau. Peluzele noastre sunt genul de peluze care efectiv nu te lasă să lâncezești pe teren. Ei te poartă efectiv pe scut spre front, spre luptă, și rezultatul este unul fericit pentru noi, chiar dacă a venit în minutele de prelungiri, dar a venit. Dă Burcă, liderul incontestabil a ceea ce s-a format la Dinamo? Că vorbim de politic, dar după părerea mea, Burcă este liderul detașat la ce se întâmplă. Liderul, omul care a coagulat energiile în direcția bună, așa mi se pare. Adevăratul lider al lui Dinamo astăzi mi se pare Burcă. Sigur că da. Burcă este și cel care îi ține pe actualii acționari în spate, ca să... dacă pot să mă exprim așa. Este tot ceea ce au... acționarii în acest moment. Burcă a reușit promovarea anul trecut. Pe el îl ajută foarte mult și faptul că este atras de psihologie, deci știe să vorbească cu jucătorii, știe ce să le spune, este genul de antrenor care scoate maximum din ce are la dispoziție. El până acum ce a spus, el este singurul de la Dinamo, de altfel, care tot ce a spus a livrat. Ne-a spus anul trecut că are nevoie de 6-8 săptămâni să formeze o echipă. S-a întâmplat, Dinamo a început să joace după fix 6 săptămâni. A cerut puțin timp și tura asta și se pare că Dinamo din nou începe să joace așa cum ne-am promis. Dar ce înseamnă că Burcă îi ține în spate pe actualii acționari, pe cei de la Redentoi? Păi vă dați seama că este ca o gură mare de aer pentru ei această victorie. Burcă este respectat la Dinamo, Burcă este apreciat și de aceea tot ceea ce spune el are o valoare foarte mare. Adică practic prin aceste victorii a devenit și un paratrăsnet pentru acționari? Categoric. Și având atât de multă încredere, fiind atât de apreciat în groapă, tot ceea ce spune el capătă o greutate aparte pentru acționari. Pentru suporteri, pardon, acționarii știu acest lucru, de aceea au și apelat la el. Întâlnirile pe Zoom, când se făcea crowdfunding, de aceea Burcă participă inclusiv la întâlniri administrative cu firme de audit sau ce. Deci paratrăsnetul Burcă. Exact. Un risc de altfel pe care Burcă și l-a asumat, pentru că în cazul în care lucrurile nu își reveneau sportiv, el singur practic și făcuse firul mai scurt. Cum? Adică? Își făcuse firul mai scurt în sensul în care dacă lucrurile nu merg bine, suporterii văd că nu merg bine, dar tu iei pe umeri și spui nu, oameni buni, de fapt sunt foarte bine lucrurile, declarându-ți loialitatea față de acționari,
spunând că trebuie să-i ajute, arătând asta, și deci nu s-ar fi întâmplat sportiv, atunci mulți suporteri s-ar fi întors imediat împotriva lui Ovidiu. Și automat și împotriva acționarilor, normal. Categoric, dar ei sper că sunt conștienți de valoarea lui Ovidiu Burcă pentru ei. Eu sper ca Ovidiu să se întoarcă strict la partea sportivă și să se concentreze doar pe asta, pentru că avem treabă multă de făcut la Dinamo și urmează meciuri care pot fi câștigate. Pentru că în etapa 8-a, 9-a, 10-a vin... Da, normal. Meciurile care nu pot fi, trebuie câștigate, Daniel, nu pot fi, trebuie. Este obligatoriu să fie câștigate. Dacă nu câștigi, cum a fost meciul de aseară cu o echipă care este imediat deasupra ta, deci penultima în clasament. Dacă nu câștigi cu Voluntari, care e adevărat că e pe locul 4-5 în play-off, dar care a văzut că a luat 3 goluri etapa trecută la Craiova, dacă nu câștigi cu Petrolul, șansele să câștigi cu Farul, cu CFR... Sunt mici. Dar apropo, Gianica, o ultimă întrebare, Daniel. De fapt, apropo, încep jucătorii lui Dinamo să devină și puternic psihic, apropo de ce Gianni, plecând de la banii, am văzut totuși aseară jucători puternici psihic, să știi. Parcă mi s-a părut o echipă cu mai mare încredere aseară. Da, și asta este meritul și al lui Ovidiu, pentru că știe să-i treacă prin situații din astea delicate. Jucătorii, înainte de a veni la Dinamo și înainte de a veni la orice echipă, se interesează despre club, se uită pe filmulețe cu suporteri și ei știu unde vin. Și eu cred că asta din start îi interesește pe ei. Ei au un dialog practic cu ei și exact așa își spun, că trebuie să arate că merită să poartă tricoul acela greu despre care vorbea Ovidiu aseară pe ei. Victoria de aseară plusează, aduce un plus aici la moralul lor și sunt convins că asta va face să vedem în continuare un Dinamo în care va și deci, un Dinamo și mai descătușat. Un Dinamo și mai descătușat.